Nici o schimbare operată de antrenorul ilfovenilor Sorin Popescu. Tot Adi Voicu va executa această lovitură liberă. Și-o deviat și este corner. Elvistan m-a trimită de la colțul terenului. Respinge Alin Neguț. Poate acum un contraatac tăios. Marius Pănescu, o angajare la Ion Ștefan, dar nu are calități de atacant Ion Ștefan. Uțoiu spre Iene Cernă. Angajare la Alin Neguț, dar nu au ieșit aceste faze pentru Alinoasa. Elvistan fără probleme pentru Sandu Bărboiu. Stănescu. Atent Ion Ștefan. Pregătește și vizitatorii o primă schimbare. Constantin Clătinici a fi introdus. Tudorică. Stan. Atent Marius Pănescu în fața lui Rafael Stănescu. Nu întâmplător, Alinoasa are cea mai bună apărare din serie. Doar două goluri primite. Și nu a încasat gol pe teren propriu în acest campionat. Calofir profită de ezitarea lui Achim Neguț. Respinge Gherghe. Iene. Recuperează Neguț. Foarte muncitor acesta Alin Neguț. Așteptăm și golul de la el. Prima schimbare și pentru vizitatori, părăsește terenul numărul 44 Elvistan, intră numărul 12 Constantin Clătinici. Așadar Elvistan înlocuit cu Constantin Clătinici. Hai multe, nu las. Voicu. Cât de mult coboară atacantul celor de la Voluntar pentru a-și câștiga mingi. Alin Călinescu, Dragoș Cernă, execuție pretențioasă, dar fără eficiență. Da, efort mult depun jucătorii lui Cristi Bălașa. Este o echipă lucrată. Și vă spun, un adversar greu acest FC Voluntar 2.
Atent, Cosmin, Dino, Lică, Achim, Uțoiu. Avertizat și Marius Penescu. În minutul 73 al acestei partide. Uțoiu respinge încă o dată Alin Ștefan. Sunt la lupte grele. Poate acum Calofir iese portarul Petra Riu. Neguț poate loba. Oh, ce ocazie, ce ocazie are Alin Neguț. A văzut bine, dar Petra Riu a reușit să respingă cu un ultim reflex salvator. Sincer, am crezut că mingea va ajunge în poartă. Uriașă ocazia celor de la Arinoasa. Alin Neguț aproape de gol. Cernea reține Petra Riu. Parcă o altă echipă de la Arinoasa am văzut după golul marcat de Alin Ștefan. S-a descătușat și au început să apară fazele importante și la poarta lui Petra Riu. Oricum a gestionat bine Arinoasa jocul după ce a marcat. Nu au mai fost momente de pericol în careul lui Sandu Bărboiu. Va intra și Cătălin Huțușoru. Lică, Gherghe, Stănescu, dar o nouă modificare la vizitatori. Corner la această fază a părăsit terenul Daniel Iene. A intrat Cristinica. Rafael Stănescu va executa această lovitură de la colțul terenului. Se consideră fault la portar. Achim a fost acolo. Mm-hmm.
câștigă aici o lovitură liberă Rafael Stănescu. Să sperăm că va rezista inima sa pe acest final de meci, ba chiar va mai și marca. Oricum, un rezultat bun acest 1-0. Tușe pentru Alina sa. Echipa noastră părăsește terenul numărul 18, Tiberiu Calofir și George Huțușoru. Așadar, Huțușoru a luat locul lui Calofir Călinescu. Huțușoru a dus de la Flacăra Moreni. Clătinici. Adivuicu nu a trecut în această partidă de Alin Ștefan. Un meci bun pentru Alin Ștefan. Narcis Marina. O evoluție mult mai bună decât la Moreni pentru Narcis Marina. Se consideră că Alin Neguț a împins aici pe numărul 2 Cosmin Achim. În opinia mea, un arbitraj bun. Încă vreo 10 minute plus eventuale prelungiri, Alinoasa rămâne în avantaj după reușita lui Alin Ștefan. Uțoiu, Clătinici. Clătinici obține un foul. O fază fixă cu pericol. Se formează perechile în defensiva celor de la Inoasa. A sărit mingea din atacanții de la voluntari. Banu din Cosmin Achim, fundaș. Huțușoru. În mod normal aici se acordă cartonaș galben pentru asemenea intrări. Rafael Stănescu ar fi meritat să fie avertizat. Hai butule, hai butule! Trecă domnul arbitru! Cristi pregătește următoarea schimbare! Alin Ștefan înalt la Neguț respinge Lică. Gestionează cu maturitate avantajul luat Alinoasa, o echipă care greu este desfăcută defensiv, în special la meciurile de pe teren propriu.
Cernea. Out. O centrare a lui Ion Ștefan spre Alin Călinescu, fără efect pe tabela de marcaj. În total 10-11 minute din acest meci, calculând și prelungirile. Lică, Marina în duel cu Clătinici. Același Clătinici destul de prezent în fazele vizitatorilor, cu execuție nefericită a lui Marius Tudorică. Acordă fault comis de Narcis Marina. Rafael Stănescu va executa această lovitură liberă. Respinge de acolo Ion Ștefan. Încă vreo 4 minute din timpul regulamentar, Arenoasa trebuie să reziste. Șut cu pământul, reține încă o dată Sandu Bărboiu. Degajează Petrariu. Stănescu prelungește spre Adi Voicu. S-a lovit reciproc Adi Voicu și Gabi Coman, amândoi acuză. Clătinici. Achim. Înapoi spre Petrariu. Pregătesc o nouă schimbare vizitatorii.
Așadar, a treia schimbare în garnitura vizitatorilor, Laptăș a intrat în locul lui Gherghe. Forțează ofensiv Sorin Popescu și Cristi Bălașa va mai opera o schimbare. Marius Pănescu va executa această lovitură de colț. Respinge Petrariu, prelungește. Călinescu deviază cu capul Narcis Marina. Cartolași galbeni și pentru voluntarul echipului voluntar, Răzvan Petrariu. Petrariu primește cartonași galben pentru o lovitură la George Cătălin Huțușoru. Și penalti pentru Fecea Ninoasa, Marius Pănescu va executa. Ratează din păcate Marius Pănescu acest penalti, a respins portarul Răzvan Petrariu. Pănescu a transformat meciul cu roșiori, a ratat acum atât că nu se simte foarte tare asta, pentru că rezultatul este în avantajul formației din Aninoasa. 3 minute suplimentare pentru această partidă. Lovitură liberă câștigată de Adrian Voicu. Nu schimbă Cristi Bălașa. A trimis înapoi pe banca de rezerve pe Alexandru Neacșu. Rafael Stănescu va executa această lovitură liberă. Probabil ultimele emoții pentru Aninoasa în această partidă. Stănescu trimite pe portarul Sandu Bărboiu. Aș vrea să-i mulțumesc și colegului cameraman Florian Radu pentru realizarea acestei transmisiuni. Alin Călinescu poate centra. O face și ce ocazie irosește Alin Neguț. Din păcate nu se lipește de gol Neguț. Alin asta mai periculoasă, mai bună în repriza secundă. Haideți să-l aplaudăm și pe numărul 7 de la echipa noastră, Dragoș Cernea, în locul lui intră Alexandru Neacșu. Haideți să-l aplaudăm pe băieții noștri în Fecea Aninoasa, 1-0. Până la
anul operat-o această schimbare. Dragoș Cena îi lasă locul lui Alexandru Neacșu, foarte aproape de 2-0. Alin Neguț, Alinoasa, o altă față în repriza secundă. Conduce cu 1-0 și câștigă foarte probabil această întâlnire. Așadar, victorie 1-0, FC Alinoasa cu FC Voluntari 2. Ce a făcut egal?